Zi-mi îți place când îmi ești limba așa. Poți să-ți dai drumul peste tot pe fața mea. Curge pe mine sărul și licoarea ta. Alex Alvarez este noul The Weeknd. Dacă nu știați, Alex Alvarez a scos o piesă nouă și toată lumea a nebunit pe TikTok. Astăzi o să aflăm de ce. De parcă n-ar fi absolut evident de ce. O să fiu sincer cu voi, prima oară când am văzut-o pe TikTok, reacția mea a fost asta. Zi-mi-ți place când îmi ești limba așa. Poți să-ți dai drumul peste tot pe fața mea. Curge pe mine sărul și licoarea ta. O să te fug până... Ce-a zis? Ce-a zis? Da, și bineînțeles că toată lumea a nebunit când a văzut chestia asta. Sunt singura care vrea să vadă reacția Dianei la această piesă. Cred că reacția ei a fost... Zi-mi-ți place când îmi ești limba așa. Poți să-ți dai drumul peste tot pe fața mea. Curge pe... Cu siguranță asta a fost reacția Dianei. Ce? Și Albert nebunul a făcut? Zi-mi-ți place când îmi ești limba așa. CNA, unde sunteți? Poți să-ți dai drumul peste tot pe... Genial. Fața mea. Nici melodiile lui Albert nu mai sunt așa rele de când am auzit-o pe asta lui Alvarez. Damn, deci stai, inclusiv Albert nebunul a fost amendat de CNA? Cel mai probabil, că altfel n-ar fi făcut acest TikTok. Damn. Zi-mi-ți place când îmi ești limba așa. Cum poate un comentariu să aibă mai multe like-uri decât piesa? Sunt paralizat de 6 ani, dar am reușit să mă ridic din scaunul cu rotile să opresc această melodie. Wow. Melodia asta mă face să vreau să-mi pun un glonț între ochi, foarte frumoasă. Ei, ăsta a fost destul de răutăcios, n-o să mint. Destul de răutăcios, nici măcar n-am râs. Vă rog frumos apreciați această piesă la adevărata ei valoare. De fiecare dată când sunt tristă și intru în secțiunea de comentarii a piesei, ziua mea devine brusc mai frumoasă. Asta este foarte adevărat, doar trebuie să intri la comentarii, să le citești pe toate și ziua ta e mult mai bună. Măcar în imaginația lui să satisfacă femeile. Damn, ăsta a fost un roast de la grav. Melodia perfectă pentru a intra cu viteză într-un cap de pod. Damn. Piesa mea preferată, de când o ascult, am încercat să mă sinucid de 3 ori. Foarte frumoasă muzica, m-a făcut să mă arunc de la 5 metri. Toate comentariile sunt despre sinucis. Eram în podul casei cu sfoara la gât. De ce sunt atât de morbide comentariile? What the fuck? Foarte frumoasă piesa, am ascultat-o alături de prietena mea. După un minut ea s-a aruncat de pe bloc. Bro, stai că până acum râdeam la comentarii, dar nici măcar nu sunteți creativi. Toți spuneți ceva de aruncat de pe bloc sau de pe pod. Foarte bună melodia, trebuie să-ți doneze gheboasa amenda. Ei. Asta a fost un comentariu mult mai bun. The Weeknd de România. În cazul în care nu v-ați dat seama, refrenul ăsta are versuri traduse din piesa Orna cu Ty Dolla Sign sau T Dolla Sign, cum îi spuneți voi, și cu The Weeknd. E practic partea lui The Weeknd și de-aia toată lumea îi spune lui Alvarez că este The Weeknd sau că e sfârșitul săptămânii. Nu pot să cred că ăsta e Alvarez, refuz să cred. Eu vreau să pun un banger de-a lui Alvarez care rămâne în inima mea. E, asta da. Felul în care mă tratezi în ultimul timp. Și el a trecut de la piesa asta, care e de acum 5 ani. Holy shit, au trecut 5 ani. Deci se fac 6 ani de la piesa asta, de la bangerul ăsta. Și Alex Alvarez astăzi, cum toarnă și toarnă whisky în pahar. Bă, nu mi se pare șocant că înjură, e mai mult, nici nu știu. Bine, e un pic șocant. Asta mai mult îmi dă vibe-uri de poeziile pe care le făcea Mihai Eminescu, poeziile alea vulgare. Fix, it's giving that vibe. Știi ce mă întreb eu și încă nu sunt sigur dacă este o strategie de marketing foarte bună, foarte bună. Adică dacă a făcut-o intenționat sau nu, dacă își dă seama că a făcut o piesă de care râde lumea sau nu. Adică da, e ultra virală, legit. Toată lumea de pe TikTok a văzut-o și acum are și 100k pe YouTube. Dar ai nevoie de atenția asta, Alvarez. Ai nevoie de, uite, mai multe dislike-uri decât like-uri. Apoi să vorbească lumea despre relația ta veche. Adică mă întreb dacă îl afectează sau dacă îi convine atenția asta. Dar cred că îi convine pentru că el știe că acum piesa e bubuită și a lăsat un comentariu acum 16 ore cu follow pe Instagram. Deci cred că îi convine toată atenția și toți oamenii noi care vin către conturile lui, către social-urile lui. Dar ce o să faci cu toată atenția asta? Adică plănuiești să ai concerte? Voi ați cumpăra un bilet la concert Alex Alvarez și să cântați piesa asta? Probabil că da. Cine știe? Vă distrează. Sunt traumatizată. Fair enough. Până și Cristi a rămas traumatizat. Yes, sir. Și Cristi a rămas hipnotizat de Alvarez. Toți suntem acum sub vraja lui Alex Alvarez. Voi nu aveți idee ce a făcut el. El a pus o vrajă peste toată România, iar acum el ne controlează cu muzica lui.
unde e CNA acum. Probabil dacă Alex Alvarez ar cânta piesa asta la Untold, cred că și el ar fi amendat, cred. Sau e o excepție pentru el. Cum s-a simțit Alvarez când a lansat asta și avem un loop singur, dar foarte alfa? Zi-mi-ți place când îmi ești limba așa. Îl belez pe Messi pe piesa asta de la Weak Start. The Weak Start. De acum încolo să nu mai spuneți lui Alvarez Alvarez. De acum încolo Alvarez devine The Weak Start. Sfârșitul săptămânii. The Monday. The Month Start. E sfârșitul de săptămână, bă. Să înțeleg că toți suntem traumatizați pe viață. Toată lumea o să uite de chestia asta. Îi dau maxim 2 săptămâni. Zi-mi-ți place când îmi ești limba așa. Merită dat afară de pe internet? Bă, nu, mi se pare un comentariu răutăcios. Pentru că de ce să fie dat afară de pe internet când el a activat tot internetul să vorbească despre el? Toată lumea râde, ne-a făcut să râdem. Gen, chiar ne-a făcut pe toți să ne simțim mult mai bine. Și low-key, în prima secundă am crezut că e Diana. Ah, top comentul. Am crezut că ești Diana, că era să fac infarct o secundă. Da, toți am crezut asta. Nu mi se pare că trebuie dat afară de pe internet. Până la urmă a oferit divertisment. Era liniște, toți ne plictiseam și pe urmă scoate The Weeknd, mare piesă. Și ne-a distrat pe toți. Mie mi se pare funny. Nu știu dacă îi convine neapărat lui Alvarez toată atenția asta, dar you do you, buddy. Eu cu siguranță m-am distrat pe piesa ta. Și cu siguranță nu o să-ți ascult piesa într-o partidă de amor. Lăsați în comentarii ce părere aveți. Vreau să aud părerea voastră în comentarii, să fiu sincer. Și până data viitoare, uitați-vă la clipul ăsta.